Angajații Societății Horticultura au început procesul de curățenie și reabilitare a serelor pe care le dețin. Am început procesul de curățenie și reabilitare la serele Horticultura. Primul pas a fost separarea și colectarea deșeurilor, acțiuni în urma cărora am eliberat zona de 6,8 tone de deșeuri metalice. Continuăm cu procesarea resturilor vegetale pe care le-am tocat și le vom prelucra pentru a obține compost. Urmează schimbarea centralei și a instalațiilor termice și repararea Acoperișului, lucrări ce vor debuta în această toamnă, transmit reprezentanții Horticultura.